Astăzi vorbim despre cum creezi un logo profesional cu bani puțini. O să vă arăt 3 din metodele folosite de mine și în special o să vă arăt pe cea care o folosesc cel mai mult și pe care am folosit-o cel mai mult în ultimul timp și pentru companiile mele, dar și pentru companiile clienților noștri. Dacă ați interacționat cu aspectul ăsta și ați încercat să faceți un logo pentru compania voastră, cel mai probabil ați apela la niște designeri Ați avut prețuri între 100 și 500 de euro pentru un logo sau pentru câteva versiuni de logo, dar vreau să vă spun că procesul acesta este unul destul de simplu dacă îi acordați puțin timp și o să vedeți că puteți face sigla companiei voastre arate bine cu maxim 50 de dolari. Puteți cheltui și mai mult dacă vreți, dar eu cred că la prețul ăsta de 50 de dolari puteți obține un design foarte ok. La a treia modalitate pe care vă voi arăta astăzi o să vă dau și un cod de 20 de dolari gratuit. Asta înseamnă că dacă vreți să folosiți metoda respectivă pentru a crea un logo, o să plătiți cu 20 de dolari mai puțin. Dacă vreți să creați un logo relativ simplu și să vă jucați puțin cu el, aveți prima opțiune Canva. O să vă las linkul în descriere pentru cei care nu au deja Canva. Am postat și un tutorial despre Canva pe canal, o să vă las și linkul. O să vă apară undeva aici pe ecran dacă nu l-ați văzut deja și hai să vedem ce opțiune avem. În primul rând, în momentul în care intrați în Canva, aveți aici butonul Create a Design. Și apoi alegeți logo. În partea stângă avem variante de logo care pot fi editate. Dacă aveți nevoie de un logo specific, pentru o cafenea, de exemplu, punem aici în search, coffee. Și avem aici zeci sau dacă nu sute de modele cu logo-uri pentru cafea. Alegem unul, random. Aici putem modifica culorile. De exemplu, dacă culoarea voastră este portocalie. Mergeți aici în partea stângă, selectați culoarea portocalie, modificăm și textul ăsta de sus cu Morning Coffee. Va mai arăta și în tutorialul celălalt, dacă vreți să extindeți textul, doar trageți de liniuțele astea în stânga și în dreapta, iar el se va afișa așa. Pentru a muta textul unde doriți, mergeți cu mouse-ul până apare cruciulița. Apoi, când îl mișcați în stânga sau în dreapta, o să vedeți că va apare o linie pe ecran care sugerează centrul. Dacă vreți să vedeți cum se vede pe un background alb, dați click pe element, mergeți sus, alb. Și acesta este logo-ul. Dacă vreau să modific culoarea ceștii de cafea, o selectez și schimb culoarea cu negru sau cu orice altă culoare la alegere. Dacă vreau să schimb linia, de exemplu, această linie albă, din nou dau click pe elementul alb și l-am modificat în negru. Doar un exemplu simplu. Apoi, cel mai important, dacă vreți să exportați acest logo, mergeți aici pe butonul de descărcare în dreapta sus, PNG, neapărat, și apoi puteți selecta transparent background. Facem un export să vedeți la ce vă ajuta asta. Alegem o poză cu o cafea. Da? Și apoi, după ce am urcat poza, pe aici la Uploads, se va afișa exact așa. Acest logo îl putem micșora, mări și îl puteți pune oriunde doriți. Același lucru puteți să faceți cu orice alt element. Deci cam atât de simplu este să faceți un logo în Canva. Aveți nenumărate posibilități, puteți să alegeți culori, modele, să vă jucați cu ele. Încercați să faceți câteva și după aceea să-l postați. Pentru că nu vreți să schimbați logo foarte des. Odată ce v-ați decis la un design care vă place, cereți părerea câtorva prieteni și după aia îl listați pe site-ul vostru sau chiar pe produsele voastre. Costul pentru acest logo este practic doar subscripția premium de la Canva. Dacă o aveți deja sau dacă folosiți Canva pentru mai multe elemente vizuale în afacerea voastră, atunci asta este tot ce vă costă. Puteți să faceți oricâte logo-uri doriți, aveți automat și toate drepturile, adică îl puteți folosi, îl puteți vinde, puteți face orice vreți voi cu el. Odată ce ați plătit subscripția aceea de 12,99$, toate elementele din Canva pot fi folosite în scop comercial. Deci dacă vreți să încercați tehnica asta, care este și cea mai ieftină din toate, aveți linkul în descriere, faceți-vă un abonament la Canva. Partea a doua, Fiverr. Am folosit Fiverr pentru mai multe servicii, dar acum vorbim de logo. Vom scrie aici în search logo și apoi aveți prețurile afișate. Vă uitați și la review-uri dacă vreți să alegeți pe cineva de aici. Dacă vreți să verificați oricare dintre ei, doar intrați pe listare și aici vă apare ce anume primiți pentru banii pe care îi dați. Adică un basic logo concept, PNG image, unlimited revisions. Adică vor face oricâte modificări vreți până sunteți mulțumiți. Apoi aveți standard, două logo și premium, trei logo-uri. Trei concepte, 167 de lire în total, dar acest seller are 10.500 de review și 161 de comenzi în așteptare. Da? Deci dacă aveți timp să așteptați și dacă vreți să plătiți banii ăștia, atunci puteți folosi Fiverr fără probleme. O să las un link și pentru Fiverr în descriere dacă vreți să-l folosiți. Și acum hai să trecem la tehnica pe care eu am folosit-o cel mai mult și pe care încă o folosesc când am nevoie de un logo. Și acesta este Freelancer. Pe Freelancer Poți posta un job pentru un logo și atunci un designer te va contacta, vei discuta cu el aspectele și ulterior veți ajunge la un design. Singura problemă aici este că atunci când ai o singură minte cu care lucrezi, este posibil să nu înțeleagă exact conceptul pe care îl vrei tu și atunci trebuie să trebuiască să reiei procesul și asta durează foarte mult. Așa că ce-am decis eu să fac pe freelancer? De fiecare dată când am avut nevoie de un logo, am făcut un concurs. Și acum vă arăt ce înseamnă concursul ăsta. Dacă vă uitați în listă pe contul acesta, vedeți că am bloguri făcute și acum. 5 ani. Să dau camera puțin la o parte să vedeți. Uitați, over 5 years. Deci mai mult de 5 ani. Deci chiar folosesc tehnica asta de foarte mult timp. Și vă arăt ultimul concept pe care l-am făcut. Este... Am pus ca premiu pentru acest concurs 52 de dolari. Și am primit 270 de variații. Deci să spunem că vrei să postezi un concurs, da? Apeși aici la post a project, alegi logo design. For coffee shop. Aici la partea de tell us more about your project, trebuie să scrii așa numele pe care îl vrei, culorile, fontul, dacă ai un font specific, dacă nu, poți să-i lași pe ei să folosească ce font vor și poți să adaugi o poză pentru referință. Next și aici ai opțiunea de a începe un concurs. Start a contest. Selectezi bugetul, adică 50 de dolari. Ei spun că te poți aștepta pentru 50 de dolari să primești 80 de entries. De obicei sunt mai multe. Cum ați văzut la cel de mai devreme, aveam 250 de variante. După ce ai făcut asta și după ce ai selectat prețul, mergi la next. Pentru cât timp vrei să desfășoare concursul? Pentru 7 zile ceea ce vă și recomand. Apoi aveți uh, Guaranteed, care este gratuit și Featured. Nu este neapărat necesar să alegeți o altă funcție, așa că vă recomand prima dată cel puțin să începeți pe Free. După ce ați făcut asta, apăsați Next, vă arată un preview și apoi Get Entries Now. Prețul ăsta include TVA, vă puteți spune datele firmei, TVA-ul este deductibil. După ce ați pornit concursul, cam așa o să arate dashboard-ul. O să vă apară designurile în timp real, în momentul în care designerii le postează. Ce poți face tu în acele șapte zile? te poți uita prin ele și le poți acorda stele pentru a le sorta în funcție de preferate, cum am făcut eu aici. Am ales cu 3 stele, poți să cu 5 stele dacă vrei și apoi ai opțiunea aici să sortezi by rating. În momentul în care ai sortat by rating, tu nu trebuie să te uiți de fiecare dată din nou la toate logurile. Ți le poți selecta pe cele care îți plac și de fiecare dată când intri, dacă intri în fiecare zi să verifici, poți să pui să ți le listeze în funcție de time submitted, adică ultimele adăugate. Și atunci vei vedea mereu logurile noi și le poți da o notă. În timpul concursului, în cele șapte zile, tu ai opțiunea să intri pe oricare din logurile respective și să ceri modificări. Ai intrat în logul respectiv, ai dat click aici, please make this in red designerul va vedea asta, va face modificarea și îl va urca înapoi. Asta nu te costă absolut nimic. În afară de asta, ai o secțiune de comentarii unde poți adăuga comentarii și poți face tot felul de cere. Repet, poți face asta pentru oricare din logo-uri, pentru cele șapte zile. Iar la final, după ce ai ales logo-ul, banii aceia pe care tu i-ai acordat către acest concurs se vor duce doar către câștigător. Chiar și după ce ați ales câștigătorul, puteți face cereri pentru modificări ulterioare. Deci, în felul ăsta, puteți face un logo pe freelancer într-un concurs. Dacă aveți nevoie de inspirație și vreți mai mult, multe variații ale logo-ului pentru a vă decide, atunci aceasta este cea mai bună metodă. Dacă decideți să faceți logo-ul pe freelancer, atunci vă las un link în descriere. Dacă vă creați un cont cu linkul din descriere, aveți automat 20 de dolari de la mine. Puteți folosi banii aia pentru prima comandă. Cam atât pentru video de astăzi, sper că v-a ajutat și sper că în momentul ăsta nu vi se mai pare așa complicat procesul de a face un logo. Dacă aveți întrebări, folosiți secțiunea de comentarii, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și ne vedem data viitoare.